Felicitări. Apropo de jucători, de ce e tensiunea asta? Luis Munteanu acum două etape, la meciul ăsta acum cu Sepsi de vineri, Taxidis se ia de gât cu Camara. Ce se întâmplă? Adică cu Taxidis și cu Camara ce se întâmplă? Vor fi amendați? Nu. Păi au rezolvat instant problema. Pe teren au rezolvat problema. Știu, dar de ce? E o tensiune acolo, Cristi. De ce? Pentru că nu apar rezultatele. Pentru că suferă. În momentul în care apar nemulțumiri, în momentul în care nu câștigi, e normal că e supărat. Asta e singurul lucru pozitiv din tot ceea ce s-a întâmplat, este că jucătorii regretă, pun suflet și digeră greu asemenea momente. E singurul lucru pozitiv care pot să-l văd. Dar rolul nostru este să discutăm cu fiecare în parte. Și legat de Luis Munteanu, el a insistat, sau nu a insistat, că trebuie să insiste, și-a dorit să vină la conferința de presă și copilul efectiv nu a realizat că el are o leziune musculară. El credea că este o lovitură, cum a mai avut multe de-a lungul timpului și ai fost jucători care au jucat chiar și dacă au fost loviți și nu a reușit să identifice. Cred că Robert Niță nu te crede, că râde pe lângă mine pe aici. Cine? Robert Niță, cred că râde pe lângă mine. Păi nu, am mai discutat, i-am zis că îi arăt actul medical. Nu, chiar are leziune musculară. Nu a știut copilul, n-a avut niciodată. Dar de ce râdei, Robert? Eu când am arbitrat, când a făcut pentru prima dată ruptură și am crezut că m-a lovit cineva, m-am uitat în spatele meu, n-am știut să mă opresc și am continuat, s-a întâmplat undeva minutul 60 la un Petrolul Sportul Studențesc. Am primit acel meci pentru că după o săptămână sau după două săptămâni exista Dinamo Steaua, un derby care își ocupa locurile fruntașe, locul 1, locul 2 în clasament și urma să... Deja știam că eram pregătit să arbitrez acel meci, chiar în primul meu an de arbitraj și nu am știut că am ruptură musculară. Efectiv. Și mi-am transformat-o din gradul 1, am transformat-o în gradul 3, de a trebui să stau două săptămâni. N-am știut. Vezi, asta dacă n-ai avut pe cineva să te schimbe. Poftim? Dacă n-ai avut pe cineva să te schimbe, am al patrulea oficial. Da, nu, am avut al patrulea oficial. Să mă schimbi, puteam lejer ca să mă opresc și să rog să intre în teren. Aș trebuia să fac, de fapt. Dar cum e Luis Munteanu acum? E recuperare. Bun, și cât stă? Că acum cred că știți clar cât stă. Nu știu cât stă. E leziunea de grad 1, e cea mai simplă formă. Ideal ar fi fost să se oprească minutul 60 ceva, când a văzut prima dată Dan Petrescu că șchiopătează. Și de-aia l-a și întrebat prin intermediar, prin Camora și prin Matei Ilie. De-aia l-a întrebat. Și nu știu, pentru că e important, fiind la gambă, e important să te recuperezi corect, ca să nu recidivezi. Am înțeles. Deci sensibilă. Probabil că două săptămâni stă, nu? Minimum, asta e clar. Eu zic că da. Să duce la Mariana? Nu l-am Maricoleta. Lăsat, nu s-a mai dus la Mariana. Nu s-a mai dus... La Magdalena? Nu s-a dus la Mariana, pentru că vine și această... E pauză și... Nu știm acum, eu zic că se va face bine în două săptămâni. Ar fi bine. Cu ghilimele de rigoare, adică la fel, nu vreau să sune jignitor, e o glumă. La cap s-a făcut bine după ieșirea cu Dan Petrescu? Eu zic că da. Am stat cu el la masă, chiar am ieșit... După amiază l-am invitat să stăm de vorbă. Mi-a zis că m-a sunat, că a zis că a fost șocat că a plătit el. M-a sunat copilul, zice, domnul Horia, da. Zice, mă scuzați, dar sunt și eu șocat. Zic, dar ce s-a întâmplat? Te-ai certat iară cu Dan Petrescu? Sau te-ai uitat la emisiune? Nu, zice, m-a invitat la masă domnul Balaș, dar la final mi-a zis că e foarte ocupat și a plecat repede. După a zis că are o ședință. Și ce că ai mâncat homar? Da. Și că ai mâncat un pește. Mă rog, eu doar îți spun că m-a sunat copilul homar, puțin homar, șocat. Homar, m-a întrebat, da, domne, și cu dumneavoastră așa face? Dar mă, când am stat cu tine, ai plătit tu?
Nu cred că i-a spus-o că ești parolist tot ce spui aia, frate. Da, te-ai găsit tu. Da. Dar Cristi, cine a, până la urmă, zi adevărul, a plătit copilul sau tu masa? Nu se plătească, mă, copilul. Cum e că eu am mâncat, el doar a băut un ceai, eu am mâncat. Ceai, și la club mă avea ceai, mă, copilul. Cred că a băut. Ciorbă cu fasole și cu ceapă. A mâncat ciorbă cu fasole și cu ceapă? Eu, mă. Eu. Și ca să continuăm în nota asta, probabil a băut un ceai calmant. Un ceai. Da. Deci avea ceai la club, că îi plac ceaiurile. Nu la club, măi. Păi nu știu, nu voi. A băut ceai cu tine la restaurant, dar acum m-am prins că și la 5 dimineață avea ceai atunci, n-avea. Taică său e tatălui, familia lui sunt mari apicultori și au un produs de calitate. Îl recomand. Da? N-am știut. Se ocupă cu apicultura familia lui? Da, au produse de calitate. Le-am verificat. Păi să-i dea și lui Dan Petrescu cu niște miere. Asta mai lipsește. Să fie mai agitat. Dar serios acum, ce a zis Luis Munteanu la discuția cu tine? Era supărat. De fapt, l-au certat și părinții. A zis, bă, nu. Și părinții l-au certat. Și cum s-au și potrivit lucrurile în defavoarea lui. Culmea, că antrenorul a avut dreptate. El chiar avea ruptură. Da. Apicultorii l-au înțepat și părinții l-au înțepat. Eu nu o să înțeleg asta și am mai vorbit cu Cristi. Un jucător profesionist să nu știe, să nu simtă când are o ruptură, mi se pare de păpușile mapeți. Dar n-am știut, Robert. N-am mai avut și nu am știut. Pentru că nu i-a pușcat, nu știu că mă înțelegi. Da, n-a simțit când a pușcat aia. Se întâmplă când pocnește și ai impresia că te-a lovit cineva din spate. N-a fost situația asta. Și ruptura s-a tot mărit așa încet. Are și genă bună, probabil, pentru că... Da, adevărul că i-au și picat toate prost. Că a avut și ruptură, da, toate i-au picat prost. Că părinții l-au certat, adică cred că nu i-a picat. Adică, eu am vorbit cu el, eu nu l-am certat. Eu am spus ce să facă sau ce să aibă grijă să nu mai ajungă în asemenea situație. Și copilul de genă a plătit masa, am înțeles, nu? Nu, da. Nu te ascund faptul că am discutat și subiectul acela pe care voi l-ați relatat în presă. Da, că fanatică. Am declarat una, dar discuția pe care am avut-o cu el a fost diferită. Uh-huh. El trebuie să aibă grijă, pentru că riscă, da, asemenea momente... Ne iubește Luis Munteanu, pășea de la Fanatic? Ce anume? Ne iubește pășea de la Fanatic, Luis Munteanu? E supărat pe voi. A? Da. E supărat pe voi, mai ales că atunci când a venit la CFR Cluj, primul interviu l-a dat la Fanatic. Și ce trebuia să facem? Să mușamalizăm? Sau ce da, trebuia de să... ce interpretezi tu? Păi nu știu, întreb și eu. De ce trebuie tu să interpretezi? Te-am cerut? Nu mi-ai cerut, dar păi de ce e supărat pe noi? Păi e supărat că nu că ați descoperit și că ați prezentat, probabil modul în care a fost relatat subiectul, nu știu. Am înțeles. Deci vezi mentalitatea. Nu știu că tu ai mai făcut. Le-am dat primul interviu, mai înțeles, și bă, chiar nu puteau și ei să o ascundă sub preș? Am înțeles. Nu că nu am ascuns, ai mai făcut niște articole tu. Am înțeles. Mentalitatea de apicultor. Sunt de folos. Am înțeles, bine. Să-l spune că mai vrem un interviu cu el zilele următoare. Da. Dar viitoare când dai interviu să aducă niște borcane cu da, mine. Cristi, acum serios vorbesc, acum fii atent. Serios. De la cel mai... Nu. Da, zi. Nu, i-a făcut un bine, până la urmă. Tot eu zic că un bine, mare bine am făcut. Tot ceea ce s-a întâmplat, dacă știi sau dacă are, aici a fost rolul nostru să-l îndrumăm, să facă un pas lateral, să privească în ansamblu. Nimeni nu are nimic cu el, toți îi dorim binele, mai puțin adversarii cu care jucăm. Dar fiind vorba de un jucător de viitor important pentru echipa națională, nu, da? și un, uite și asta o spun și public, un jucător de mare talent, chiar un jucător de mare talent. Calitate, exact, am simțit că am cu cine să pot dialog. Am simțit că pot să vorbesc cu el, am simțit că este receptiv, da? Și că își dă seama că a greșit. Și era un băiat supărat, chiar supărat pe el, cred că și pe el, nu? Da, i-a fost rușine, n-a putut să privească imaginele cu el. Da. I-a fost jenă. Da. I-a fost jenă și
Aici și Dan Petrescu a avut un rol major, pentru că nu e ranchiunos și a avut o discuție cu el excelentă. Adică jucătorul oarecum s-a eliberat, simțea așa o povară legat de gesturile pe care le-a făcut și față de Panin și față de antrenor și atunci... Da. Cristi, mai vreau să te întreb un singur lucru pe final. De la cel mai bun mijlocaș din România la un jucător care nu mai prinde echipa, Taxidis, ce s-a întâmplat în doar două luni? Cum poți să faci drumul ăsta în doar două luni? Jucătorul despre care Gigi Becali spunea, pictează, domne, ce a lui, a lui pictează, la fotbalistul care practic nu mai contează în momentul de față. Și noi și Dan Petrescu credem în continuare în el, a fost accidentat. Bine, voi credeți, Cristi, tu mi-ai spus accidentat. Acum câteva minute un lucru care eu o să ți-l spun mereu de acum încolo. Știi ce, eu sunt foarte atent la nuanțe, da? Adică ai spus un lucru, îți mulțumesc că l-ai spus. Ai spus așa, stai domne că una v-am zis vouă și alta a fost de fapt discuția mea cu Luis Munteanu despre subiect. Așa că atunci când o să te aud mereu cu astea că avem încredere în el, o să vin și o să zic aia. Bine, am zis, okay. Dar a fost accidentat, Horea. A fost accidentat. El a jucat accidentat, el a avut... Da, încă o dată, prea repede, într-o deci, lună jumate, drumul de la cel mai bun jucător din Superliga, la un jucător care nu mai contează în economia lui Dan Petrescu. Dar contează foarte mult. Contează foarte mult. El a avut așa, a avut leziune musculară, deci într-un termen, într-o perioadă foarte scurtă. Ce faceți voi cu leziunile alea pe acolo? Da, avem o mare problemă, știm lucrul acesta, trebuie să vedem. Deci leziune musculară, a avut temperatură, Clubul leziunilor musculare. A avut temperatură, da? A fost sub antibiotice, da? Și colac peste pupăză are un virus, nu știu dacă s-a descoperit sau nu, pentru că îi apăreau niște pete și într-un final am ajuns la un specialist, sper și îmi doresc, pentru că rezultatele au fost oarecum... Dar ce pete? Unde apăreau pete? Pe el? Și pe corp. Și pe față, pe corp. Da. Și deci omul a avut probleme medicale. Și oarecum e justificat ca să fie protejat, să nu fie în formă. A vrut să joace și a și jucat și cu temperatură. Deci lumea nu știe, dar meciul... Îl așteptăm, că e, știi cum, e nevoie de jucători de valoare, Cristi. Bineînțeles. Deci vă bazați pe el și o să... Băiat de mare caracter, să știți. Adică discuția, tensiunea care a fost cu Camara a apărut doar din cauza faptului că fiecare își dorea, să spun așa, mai mult și dorea să câștige. Da. Bine, Cristi, mulțumim mult, succes! Mulțumim mult, a fost președintele CFR-ului. CFR, Clubul Fibrilaților Rupturare. Leziunilor fibrilare. Da, cu? Nu. CFR, CFR. Clubul Fibrilaților Rupturare, nu? Sau ceva de genul, nu? Cum să nu simți când ai ruptură? Eu am mai vorbit cu Cristi.